Un autocar în care se aflau 28 de români a fost implicat într-un grav accident de circulație după ce șoferul s-ar fi angajat într-o depășire periculoasă și s-a izbit puternic de un autoturism în care se aflau 5 cetățeni bulgari. Victimele, 2 adulți și 3 copii, au fost transportate la spital, iar 2 dintre ele se află în stare critică. Românii care se îndreptau spre Spania au scăpat nevătămați. Accidentul a avut loc ieri seară, pe Valea Mureșului, între localitățile Bătuța și Căpruța. Șoferul unui autocar înmatriculat în Spania a decis să depășească un tir, însă nu a reușit să revină pe banda sa de mers și a lovit frontal un autoturism în care se aflau 5 cetățeni bulgari. Frânătoare. Șoferul de unde? Al nostru. Din autocar? Da. Și celălalt a intrat sau cum? Nu știu, că eu stau în spate, nu știu ce s-a întâmplat, de fapt. M-a zis dânsul că vroia să depășească un tir. Nu a intrat în depășire și mașina are. Nu a văzut-o sau ce s-a întâmplat? Nu, eu, că a fost șmecher și a intrat în auto. S-a depășit. S-a grăbit sau ce? A fost șmecher, că eu trebuie depășit să depășească un tir și a intrat în auto. A intrat în mașină. Toți cei 5 cetățeni bulgari din autoturism au fost răniți. Șoferul și pasagera din dreapta sunt în stare critică și au fost transportați la spital cu un elicopter smurd. Și celelalte 3 victime, un adult și 2 copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma impactului violent. 5 persoane rănite, dintre care una încarcerată, care a fost preluată de elicopterul smurd. În autocar erau 28 de români care se deplasau spre Spania. Niciunul dintre pasageri nu a fost rănit. Am fost atent, am văzut numai o izbitură, o buitură și atât. Uh-huh. V-a speriat tare că n-ați auzit buitură? Normal. Asta au venit cu viteză și eu n-am putut să mă retrag din cauza la rampier. Când v-ați asigurat noastră, nu era? Am văzut circulația la noi că dacă sunt depășiri, el accelerează și nu mă lasă să ieși înapoi din bandă. Și n-am, când dreapta era tirul care nu m-a lăsat, ăsta au venit cu viteză. Eu l-am oprit autocarul, da? Nu am avut ce să fac. Conducătorul autocarului, înmatriculat în Spania, a efectuat depășirea unui autocamion. Moment în care, din sens opus, circula regulamentar autoturismul înmatriculat în Bulgaria, cu care a intrat în coleziune frontală. Circulația între Deva și Arad a fost blocată mai bine de 4 ore, iar cozile formate au depășit 7 km în ambele sensuri.